Salut, salut, bună ziua. Un check pe sunet, vă rog, un mesaj că mă auziți. Astăzi avem un X3. Mă scuzați o secundă. Gata. Azi avem un X3 cu motor B47, cel de 2 litri, adică motorul N47, arhicunoscutul N47 îmbunătățit. Și avem de făcut distribuția. De ce am ales să facem acest live pe partea asta de distribuție? Este pentru că mulți au întrebat de ce nu dăm motorul jos, că avem loc sau nu avem loc. Baia, dacă o dăm jos, trebuie să mai dăm și alte părți de pe fundea față jos. Și am zis ca să elucidăm un pic misterul ăsta. Mulțumesc frumos, Cosmin. Și să vă arătăm exact procedura. Am dat între timp cutia jos și grupul, caseta de transfer, ca să avem loc. Și acum maestru Cioc o să intre la operație. Va desface partea din spate capacul, dar mai întâi o să desfacem prima dată puntea baia de ulei. Cam așa arată. Cioc, gândește-mi un pic de lumină? Da. Hai că a fost Paștele acum 2 luni. A, și ca să vedeți și la ei. Bă, n-ai pete de ulei, că se cutrică o alb. Las că ține-o să aici. Păi probleme, că iese la spălat. Iese la spălat, a? Da, da. Am înțeles. Da, cam așa arată spatele motorului. Ăsta este capacul care acoperă distribuția. Acolo sus aveți întinzătorul. La o distribuție, unul dintre întinzătoare. Și practic o să vă trecem prin toată procedura de montare. Îți rămân piese după ce schimb distribuția asta? Da, mai facem o motocicletă. Mai facem o motocicletă, da. Bă, cum puteți observa, foarte curat motorul, nu are scurgeri, chiar surprinzător de bine arată. Este un F25, parcă un X-Drive, un X3, cutia automată. Momentul de față are tot ce înseamnă șuruburi de la baie date jos. Acum Cioc se chinuie să desfacă. Să cadă. E dat uleiul Cioc jos? Da, da. Să vă arăt o chestie foarte interesantă. Acestea sunt injectoarele. Uitați cât de curate sunt. La N47, pentru că nu există o garnitură sus aici în capăt. Îți răspund imediat, Edi. Pentru că nu există o garnitură aici în capăt, toate injectoarele se înnegresc, se murdăresc. Și atunci apar problemele cu scosul lor. Noi aici le-am punctat, aici este injectorul 1. Injectorul 2. Și tot așa. Le facem tocmai pentru că injectoarele sunt citite și automat dacă le mixăm între ele, nu o să mai aibă aceleași valori și trebuie trecute iarăși în lista să le modificăm. Aici l-aveți pe Alin, curăță o galerie de admisie. Salut, Alin! Hei, salut, salut! Să vedem dacă s-a curățat unde stă. Da. Tocmai ce s-a făcut revizia la acest aparat și o să se schimbă fluidele și mănușile, în primul rând. Asta este cutia de la mașina pe care o avem la distribuție. Se ține frumos pe capră. Să vedem și rezultatul, cum arată o galerie curățată la acest aparat. Mai dăm jet sau e suficient? Nu, trebuie să mut la lumină. Pare curățică. Da, s-a dus și era nouă. Da. Asta e de cât e? De 1.8 sau de 2 litri? De 2.0 diesel, dar e prima generație. Adică fără clapete? Curat. Nu, clapetele au fost anulate. Ea a avut și clapete, dar... Ce uite, mai are puțină mezeriuță pe lângă pe aici. O să mai dau un jet. Te las, mă duc la maestru Cioc aici. Asta este grupul față. Opa. Și dacă ar și focaliza, ar fi bine. Ia zi, maestru. Iese sau nu iese? Iese. Ai idee câți kilometri are mașina, că întreabă un tot? De 200.000. 200.000? 198.000. 198.000. Psihologic vorbind, ar zice unii,
Da, sunt date toate șuruburile jos, sunt date. Dacă aveți întrebări, vă pot răspunde. O lucrare de genul ăsta durează cam 2 zile, având în vedere că este X-Drive, ca să știți în cazul în care doriți să faceți o distribuție la un X-Drive, fără să vă grăbiți, 2 zile. Bine, o zi și jumătate. Eddie zicea mai devreme, 198 de miare. O mașină foarte îngrijită de altfel. Cum e? Da, da, da. Deci cutia asta încă e caldă, îți vine să crezi? E demontată de 2 ore jumate pe mașină. Ia-o. Hai să mă dă la o parte, poate. Aici aveți piesele pentru distribuție. Patinele. Ce e important să vă arăt o chestie nouă la patinele astea. Toate kiturile noi vin cu acest cauciuc în patină. Tocmai pentru a atenua vibrațiile și a fi mult mai rezistente. Cine și-a schimbat la noi kitul ăsta de distribuție, au făcut și 400.000 de kilometri cu el fără să aibă joc. Cum detectați una originală față de cea aftermarket? Uitați aici. Și-a dat un ulei de grup. Clientul a putut să-l schimbe și pe acesta. Bărături și ciocolată. Ciocule, cum dăm ăla mai încet, mă? Radio mergătorul. Hai băieți cu întrebările ca să, până de capacul jos, să mai și discutăm una alta. Aici suntem la B-Force 2, apropo, dacă nu recunoașteți. Cam asta este într-o galerie de admisie. După ce a curățat-o a doua oră, uitați bucăți întregi. Adică să țineți cont și aici. În momentul în care aveți un mers mai ciudat la motor sau nu face arderea corectă sau vă intre DPF-ul mai des în regenerare, țineți cont că trebuie să vă curățați galeria de admisie. Ciuc, ce nevoie să vezi ăla mai încet, că nu pot să le... Încet ăsta? Da, 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 că e cu drept de autor și după aceea ne suspendă YouTube-ul, videoclipul. Dă-l mai încet doar, atât. Ce ulei recomandați la cutie transferi 5.53? Nu știu dacă le avem pe aici, dar o să-ți dau un reply în comentariu mai târziu un pic ca să-ți dau exact de pe serie. Dacă e, lasă-mă o serie de șasi, un messenger și îți trimit eu înapoi. Ciocule, ce ulei intră la cutia de transfer la un X5? GTF1. Cât? GTF1. GTF1, ce zic băieți? Nu l-ai pe aici? Ah, GTF1, ia că. Salut Antonio Rădulescu. Întrebările, băieți, dacă mai aveți, avem un moment de pauză acum până când dau băieții jos baia. O să mă fac de ulei și de asta nu intru pe mașină.
Până una alta, hai să vă explic un pic, că ăsta este un filtru de ulei de la B47. Țineți cont, dacă vă faceți revizia în altă parte, să vă puneți, să-l pună neapărat cu partea asta, cu această supapă în locul ei, altfel o să vi-l strivească. Am mai postat noi în trecut cum arăta un filtru de ulei pus de cineva și nu înțelegea clientul de ce are low pressure oil la mașină în sarcină. Așa, astea sunt supapele despre care vă povesteam, care se pune mai nou pe, la B47, se pune pe injector, tocmai ca să nu ajungă mizeria și apa la el. Cu plăcere, Marcin. Uite, ți-l mai arăt o dată, poate vrei să-mi faci o poză. Și neapărat, da? Țineți cont de chestia asta. Nu e trecută la mișto, chiar trebuie să le agitați foarte tare. Și arată o mașină de schimbat lichid de frână. Cu asta se asigură injectoarele în capac. Țineți cont de acest conector la cutiile de viteză automată 8HP. Dacă ăsta se defectează și intră un pic de ulei prin el sau apă, o să intre cutia în avarie. Ia uitați ce scrie aici. Eu o să vă întrebați ce aveți la convertizor, ce marcă aveți de convertizor, să știți cine îl face. Hai cu întrebările până s-a făcut băieții de treabă. Care mai aveți întrebări? Unde intră, mă, că nu te mai văd? Desfăle, desfăle. Așa se lucrează fără să dai motorul jos. Intri jumătate de metru în mașină. Părinte, dar la ce motor sunt vanoși ăștia pe aici? Valvetronic. Valvetronic? N50 și cât? N46. Aveți și clapeze schimbat? Nu. Nu? Stau, nu mă grăbesc. Nu te grăbesc, nu? Nu te grăbesc. Auzi, mă, acum înțeleg de ce costă curentul atât de mult aici. Păi la cât urcați și coborâți mașinile? Nu pot să fac cu mână. Nu, dar nu pot să fac cu mână. Faci tu? Faca aia, nu? Dacă scăutai crichetul ăsta, uite aici. Da, știu. Uite cum arată o axă cu camera la 200.000 de kilometri cu ulei schimbat la timp. Foarte curat. În pont ce am descoperit, această țeavă care duce în DPF
cu timpul, nu știu din ce motiv, dar la B47 se întâmplă, se înfundă. Se înfundă cu furinge. Și a apucat să schimbați la senzor după aia de vă plictisiți, dar problema nu este de la senzor. Dar vă va da tot timpul eroare pe DPF. Deci care aveți B47 și întâlnați probleme la DPF, prima dată încercați să curățați și așa țeavă. Gata, Florian? Eu? Ce faci cu el? Ha? Notezi? Notează, frate. No pressure, Cioc, stai niște. No pressure. No pressure, no pressure. Exact, exact. Vorba unei, le visez și noaptea pe asta. Câte șuruburi are în total? Ce nu? Câte șuruburi desfaci ca să dai jos prima dată capacul? Capacul? Da. 11. 11 șuruburi la capac. După aia în spate acolo ce desfacem? Astea trebuie de sus. Tot la capac. Vine pe chilos. Am înțeles. Antonio, dar tu poți să urmărești pe cameră, mă, de ce urmărești live pe Facebook? La 100.000 orice ulei de grup Pedro. Câți kilometri ai făcut de când ai schimbat distribuția la noi, Pedro? Mai ții minte ce mecanic a lucrat la mașina, da? Da, Marcel, din păcate sunt puțini care se gândesc la lucrurile astea. Bine, pentru noi e bine, că înseamnă mai mult de lucru, să-i seama. Problemele, în general, nu știu dacă ați observat, problemele la motoare și depunerile astea mari, în general, se întâmplă în orașele foarte aglomerate. Tocmai pentru că mașinile merg mult pe loc, în niciun caz în mers. Uzura cea mai mare este la pornirea de pe loc și mersul la rece. De asta e bine să schimbi uleiul mai des, nu că vrem noi, neapărat. Ca idee, vorbeam cu un nene care lucrează în poliție și spuneau că la ei, mașinile, cele de la rutier, de exemplu, aproape că nu sunt oprite de 3-4 ori în 24 de ore. Și ei nu iau în calcul numărul de kilometri, iau în calcul numărul de ore de mers, tocmai ca să-i facă uzura mai corectă a motorului. Deci ei pot avea 400.000 de kilometri, dar de fapt uzura ar fi de 1.000.000. Pentru că alea merg mult pe jos. Ridică-mă la cer! Ups. Pedro, te-am întrebat câți kilometri ai făcut de când ai făcut distribuția la noi. Dacă ne poți răspunde, ar fi senzațional. Stai așa, să trec eu. Partea. Pe ce parte vin? Vin pe care vreau eu. Așa. Stai așa că n-am lumină. Lumină, stai așa, stai așa. Opa! Gata, gata. E momentul adevărului.
Bă, cel mai greu la live-urile astea este că nu poți să dai pauză, știi? Ai și timp morți, ai și timp... Două secunde. Senzorul de la... Na, mufa de la... Aici mi-aș fi bine să fie. Îi dau eu unul în fund. A? Da, mă. Ții la el? Dar arată bine. Arată, da. De ce vă spuneam mai devreme? Vedeți, ăsta are kitul nou de distribuție. Exact asta punem și noi înapoi pe mașină. Acea patină cu... Nu e chiar cel mai nou. Nu e chiar cel mai nou, dar față de ce e înainte pe N47... N47, de exemplu, are tipul ăsta de patină, de sus, îl are și aici, adică nu este umplut cu cauciuc. Dar asta arată bine, din câte văd ciocurile. Da, nu are joc, nu avem joc, dar l-a schimbat preventiv. Da, exact. Deci, în continuare, vom demonta de pe partea asta, dăm baia jos și să îndepărtăm tot ce înseamnă patine întinzătoare, coborâm mașina ca să o desfacem și de sus. După aceea înapoi, la montaj, exact cum s-au dat jos, așa se vor monta înapoi. Dar uitați ce înseamnă un ulei și o mașină întreținută corect. Uitați-vă cât de curată e. Mă jur, asta dacă ai pune înapoi capacul și ai zice că ai făcut distribuția, tu nu și-ar da seama că distribuția a fost schimbată la cât de bine. Nu avea. Auzi, ăsta e radiator de ulei de la cutie, nu? Da, așa sunt la beu. Dar la F-ul erau în față, de ce l-ai pus pe asta? S-a să-ți răcite și cu apă, parcă. Da. A, atunci de asta l-a pus. Salut, Florin Dragomir. Da, mă dau la parte. Hai că mă dau mai în spate, stai liniștit. Florin, ai pauză, mă, de ne urmărești? Ca idee. Da. Vezi cât de curată este mașina asta. Ce faci de desubt? Impecabil. Impecabil, motorul ăsta. Da, ți-am zis, eu am comunicat, se pare că nu doar. Nu știu dacă vedeți și voi ce văd eu, dar sunt foarte încântat de ce văd. Acum mi-a trebuit. Bă, da, voi sunteți și romantici aici, mă. Romantic, e fain ce ascultați. Da. Deci să nu vă enervați când se dau jos piesele, greu, mă? Da. Ceva de greu. Ți-a mai rămas ulei? Aici intră Jojo. Și cu ocazia asta închidem. Nu mai avem timp, din păcate, să stăm. Dar cam așa arată o procedură de a da jos capacul și distribuția de la B47. O să facem într-o zi un material complet. Tocmai ca să vedeți exact cum se pune și la loc. Până atunci, vă urez o zi bună!